11-a clasă. Este o clasă de oameni frumoși, foarte frumoși, oameni buni, oameni extraordinari, minunați, care au învățat împreună 4 ani de zile, au crescut împreună, au învățat unii de la alții, au învățat de la profesori, dar și profesorii de la ei și mai ales eu am avut de învățat de la ei 4 ani de zile foarte multe lucruri, pentru care le mulțumesc și le doresc să rămână în continuare așa. Și o să-i strig pentru ultima dată, sper să nu leșine niciunul, au foarte mari emoții. Luciana Ținte.
absolvenți. Întotdeauna vom rămâne elevi, pentru că niciodată nu experimentăm totul, niciodată nu știm totul, niciodată nu putem controla totul, niciodată nu suntem suficient de atenți, niciodată nu suntem suficient de grijulii, niciodată nu ne vom aminti tot ce trebuie să ne amintim, niciodată nu vom face totul așa cum trebuie, cu toții vom face lucruri prostești, multe lucruri prostești, și niciodată nu vom avea doar succese și nu vom lua doar note de 10. Însă, trebuie să dăm tot ce avem mai bun, trebuie să continuăm să încercăm chiar atunci când drumul devine foarte greu, trebuie să învățăm din greșelile noastre și întotdeauna, întotdeauna să ne păstrăm încrederea că totul este și totul va rămâne bine. Hristos a înviat și bine v-am găsit! Mulțumesc în primul rând tuturor colegilor mei, domnilor directori pentru organizare. Mulțumesc părinților, copiilor acestora minunați de la clasa 12-i care m-au susținut de-a lungul celor 4 ani și în calitate de diriginte și ca și profesor. Am rezolvat și am reușit să rezolvăm problemele clasei. Ca atare, iată că a venit momentul să strigăm pe cei 20 de copii care au promovat, din păcate 2 nu sunt prezenți, din motive obiective, și a venit vremea să dăm citire celor care au absolvit clasa 12-i, profil tehnician în activități de comerț. Îl invităm pe intelectualul clasei, omul care se pare că a fost materia cenușia clasei, obținând media 9,68, Afloarei Răzvan. Menționez că avem la dispoziție diplome oferite din partea doamnei profesoare Coste Iuliana pentru implicare în activitățile JAR Job Shadow Day și sigur mai avem și diplome din partea doamnei profesoare de psihologie sau logică, doamna Fuțanu, Ana Claudia, pe care le vom oferi împreună cu felicitările de rigoare din partea dumnealor. Doamna Carmen Marco a oferit o diplomă lui Răzvan pentru implicare în concursul interjudețean Cobălcescu. Urmează Andrei Balcan, specialist în limba engleză. O altă eminență cenușie a clasei, Paula Bartic, care a obținut media 9,33. Urmează Adelina Căbuzan, una din muncitoarele clasei, Furnicuța Hărnicuța, cum mi se mai spune. Unul din stâlpii clasei, la propriu și la figurat, m-am putut sprijini tot timpul pe umerii lui și la bine și la rău, Marinel Costea. Urmează
Mădălina Cotovanu Ioana, una din Miss din clasa mea. Mă invităm în scenă pe Andreea Enache, zisă și Gropițe Dulci. Mă invităm în scenă și pe Hogea Elena Teodora, un copil insistent și muncitor. Urmează Ioja Olguța Diana, un copil frumos cu suflet mai frumos. Olguța. Manta Andrei Lucian, din păcate nu este prezent deocamdată. Simona Mihaila Cătălina, un copil prea timid pentru vremurile în care trăim. Oana Onișor. Adelina. Și acum urmează Blondele Fatale de la 12-i, Pavel Anca Maria. Și cealaltă blondă celebră, Popa Georgiana. Invităm o fată extrem de siditoare și muncitoare, Ancuța Puiu. Ce o deosebită plăcere să invit în fața dumneavoastră pe chinezoiul clasei Rudișteanu Larisa Mihaela. Nu puteam trece cu vederea pe celebrul și deja cunoscutul responsabil cu distracția de la 12 aici, Serețeanu Emanuel Ioan. În fața dumneavoastră o să vină cea care a fost mâna mea dreaptă, cea care a condus clasa cu tărie, șefa clasei, Telesa Georgiana Anca. Știu, dar nu împart cu nimeni, sunt egoist. Mai ales că eu n-am băut nimic la banchet. Invităm iarăși un copil timid, cu suflet frumos, pe Vasilica Tofan, muncitoare și cu foarte mult bun simț. Și în fața dumneavoastră o să invit, nu în cel ne din urmă, pe Sorina Veni și numită corectită și Soricel. Așa cum am spus, reiterez în cuvântul meu, îmi cer scuze, am și eu
câteva emoții. În două, trei rânduri am să sintetizez ceea ce poate n-aș putea să spun într-o viață de om pentru anii frumoși pe care am petrecut alături de acești minunați copii, 12 IU, care s-au distins la multe capitole. În primul rând au înțeles că disciplina este arma lor forte și au folosit-o din plin, ascultându-mă întotdeauna și neieșind în evidență în sens negativ. Au reușit să fie și foarte consecvenți, sunt buni contabili, întotdeauna au răspuns la cerințele școlii și au înțeles că este bine să nu fii dator niciodată. Ca atare, acești copii minunați au ascultat de mine și acum a venit vremea să-i felicit pe toți și să le mulțumesc pentru că mi-au dat ocazia minunată să putem desfășura atâtea activități minunate împreună, și școlare și extrașcolare, și să-i invit să mediteze acum la acest ceas destul de dificil al despărțirii de școală, de liceu, să mediteze la îndemnul meu pe care îl dau din tot sufletul și prin care îi rog să-și deschidă aripile, să zboare din cuib și să fie atenți spre ce zări se îndreaptă, pentru că noi, cei care le-am fost profesori, am încercat să le dăruim cele mai bune lecții de viață, astfel încât niciunul să nu se prăbușească. Și chiar dacă ar fi așa, să se gândească că din nou își pot relua zborul lor spre infinit, spre vremuri mai bune, și să înțeleagă, așa cum spunea Andrei Gid, că omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Să fiți iubiți, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze drumurile vieții și împreună sper să fim mândri de realizările noastre. Și noi ca profesori și diriginți și părinții dumneavoastră, iar voi să dea Dumnezeu ajuns odată la bătrânețe să spuneți cu fruntea sus: da, Domnule, sunt mândru de viața pe care am trăit-o și nu-mi pare rău de nimic. Vă felicit și succes mult! Gabriel și el absent, din păcate, Cojocar Ionuț.
absent. Cristea Vasile, absent, are din păcate un deces în familie. Elevul diaconul Gabriel Mădălin. Tot absent, elevul Epure Constantin Cătălin, elevul grădinariu Marian, eleva Gurgu Alexandra Mihaela, absenți, Iftimii Lucian și Ipate Florinel, eleva Moglan Mihaela Gabriela, elevul Moneaga Andrei Ionut, Boriu Constantin, elevul Sofronia George Nicolae, și elevul Spatariu Iulian Bogdan. Regretăm absența celorlalți colegi, însă sperăm că au scuze bine întemeiate, pentru că este un moment în care ne-am fi dorit să fim cu toții, măcar acum, spre sfârșit. Țin să le urez din tot sufletul acestor absolvenți mult succes, să aveți reușite în viață, să aveți o viață frumoasă. Sau să încercați să vă faceți o viață frumoasă, să fiți înconjurați numai de frumos și de bine și să ne revedem cu bine în 2023 și nu în ultimul rând, cum v-am spus întotdeauna, băieți, fiți deștepți! Bună ziua! Colectivul clasei a 12-a în 2009 au hotărât să se urce într-o barcă 30 de copii împreună cu un conducător al bărcii. Pe parcurs, unii, din diferite motive, au părăsit barca sau au forțat barca să ancoreze undeva și să coboare mai repede. În final, după 4 ani, am ajuns cu 21 acolo unde ne-am propus să terminăm cursurile Liceului Tehnic de la Unirea Pașcani în număr de 21 de elevi. Toți foarte conștiincioși, au un
muncit fiecare cât au putut și au obținut rezultatele care pot fi văzute mai mult la examenele care îi așteaptă. În ordine alfabetică, am plăcerea să strig din nou catalogul și am emoții foarte mari pentru că s-ar putea să fie pentru ultima dată când mai strig din catalog, urmând ca și eu să suport în această barcă peste câțiva 1-2 ani. Deci de aceea vă rog să-mi înțelegeți emoțiile pe care le am. În ordine alfabetică invit pe scenă următorii elevi. Apostol Ioana Aurica. Personale, pe care l-am înțeles. Moraru Mario Eduard. Moraru Andrei. De transmis atât copiilor mei, așa cum mi-a plăcut tot timpul să-i numesc, pentru că au fost alături de mine în cele mai grele momente ale vieții mele,
cât și celor din sală, cu care majoritatea m-am întâlnit și am respectat tot timpul. Dar spune așa, să știi să lupți când vrei să ai, să nu regreți când pierzi sau dai, să fii și bun și înțelept, să o porniți mereu pe drumul drept. Cuvinte știți, puteți vorbi, om te-ai născut, om să rămâi. Mulțumesc! Bună ziua! A sosit momentul ca și catalogul clasei a 13-i, rută progresivă, să fie citit pentru ultima dată. Prima absolventă a acestei clase, Angelina Dana Elena. Baltac Delia. În continuare, elevul Bănilă Ioan, care din păcate este absent. Elevul Gapur Gabriel. În continuare, eleva Iosu Xenia. Urmează eleva Lăzărescu Lenuța. Continuare elevul Macovei Vasilită. Urmează elevul Mancaș Andrei Constantin. Continuare eleva Muraru Violeta Petronela. Urmează elevul Năcuțe Claudiu. Eleva Nemțanu Nicoleta. Onofrei Constantin, păcate este absent. Elevul Popaia Bogdan. Eleva Racariu Iuliana. Roșu Andrei Daniel. Elevul Slătineanu Petrică Ilian.
din păcate este absent. Elevul Țărna Alexandru Costin. Elevul Vasile Gheorghiță. Elevul Zaharia Constantin. Și nu în ultimul rând, eleva Zaharia Ana Maria. Doresc să felicit colectivul acestei clase pentru rezultatele pe care le-au obținut pe parcursul acestor ani de școală. Le urez mult succes în viață, multe realizări, indiferent de drumul pe care îl vor alege. Vă doresc încă o dată mult succes și împlinit alături de cei dragi vouă pe care veți întâlni în viața voastră. Mulțumesc! Succes tuturor la examen în continuare! Să facem și în viață, ce e mai bun să lăsăm la urmă. Așa că nu pot fi decât fericită cu colectivul meu. La clasa 13J este o poveste deosebită. Ei au ajuns aici după reunirea din clasa 9, din clasa 10, din clasa 11, iar la început de an școlar au primit o dirigintă nouă în dar. Acum, când școala s-a sfârșit, iată că ei au absolvit. Invit în scenă elevii clasei a 13-a J, în ordine alfabetică. Andrieș, Cătălin, Mihai. Andrieș, Constantin. Andronache Iulian. Avădane Ștefanida. O componentă a rușilor poveni, a formației de rușii poveni, o cunoașteți de la bal. Babătă Marian Tudorel. Constantin Marcel. De muncitor. Constantin Petrică Iulian.
un suflet foarte mare. Holgaș Andrei Daniel. Iftimi Gabriel Ionuț. Marian, un foarte bun organizator. Leonte Lucian Vasilica. Micu Alexandru Gabriel. Moroi Liliana, șefa clasei și sprijinul meu de nădejde. Neamțu Vasile. Alexandru. Și cei mai buni știți rămâne la urmă, lui Zacariu Gheorghiță. Bravo! Nu vă voi reține decât cu foarte puține cuvinte. Așa cum le-am spus de la începutul anului școlar și până acum, am avut încredere în ei, sunt fericită că nu mi-au înșelat încrederea și le spun să aibă încredere în ei și să creadă în visurile lor. Felicitări! Colegiul Unirea, declarăm închisă această festivitate.